În fiecare an, pe data de 25 octombrie, se sărbătorește Ziua Armatei Române, iar la Târgoviște, reprezentanții instituțiilor publice au organizat ceremonialul pe platoul Mănăstirii Dealul. A avut loc o festivitate de depunere de coroane și un ceremonial religios. La festivitate au participat membrii marcanți ai societății dâmbovițene. Ceremonialul dedicat eroilor a început cu un scurt moment religios, urmat de mesajul prefectului, autorităților locale și județene care au transmis un gând militarilor. 25 octombrie este și ziua în care avem datoria de a ne reaminti sacrificiile militarilor români în marile confruntări armate din secolul trecut. Reprezentanții partidelor politice au adus și ei omagii eroilor căzuți pe câmpul de luptă pentru apărarea patriei. Aceștia au depus coroane și gerbe de flori. În finalul manifestărilor, militarii au defilat. Domnule prefect al județului Dâmbovița, unitățile militare din garnizoana Târgoviște sunt gata pentru începerea activităților organizate de Ziua Armatei. Sunt comandantul gărzii de onoare, Maior Torcică! Adormiților robilor tăi, eroi și martiri ai neamului nostru românesc, și le fă lor veșnica pomenire. Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lor pomenire. Ziua de 25 octombrie ne amintește de efort și jertfă. Ne amintește că oștirea noastră și-a îndeplinit cu vigoare menirea fedească, aceea de a menține hotarele istorice patria. Armata română a participat la succesiunile războaie între anii 1877, 1878, 1913, 1916, 1919, 1941, 1945, în urma cărora s-a realizat două deziderate de importanță crucială, independența și România Mare. Ne aflăm astăzi într-un moment de maximă importanță pentru noi, ca și comunitate locală, dar și pentru însăși ființa neamului românesc. Ziua Armatei, o instituție fundamentală a statului român, marchează ceea ce noi trebuie să susținem de fiecare dată, și anume dăinuirea statului român. Este o onoare deosebită pentru mine să vin astăzi în fața dumneavoastră și vreau să vă spun că trebuie să venim cu multă prețuire, cu multă aplicare, cu multă recunoștință pentru toți cei care în diverse etape ale existenței noastre ca stat și ca neam au căzut pe câmpul de onoare. Suntem aici dintr-un motiv simplu, dar măreț. Să cinstim, așa cum se cuvine, fiecare în felul nostru, Armata Română. Datorită milioanelor de ostași care de-a lungul vremurilor au luptat, au căzut, au murit, noi astăzi suntem o nație liberă, independentă și suverană.
Astăzi România este un stat democratic pentru că armata română și nu numai, de-a lungul timpului, a dat jertfe pentru ca noi să fim astăzi suverani. Vreau să mulțumesc tuturor militarilor, celor care sunt activi. Vreau să mulțumesc veteranilor de război pentru ceea ce au făcut de-a lungul vieții. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru că astăzi sunteți aici să cinstim, așa cum se cuvine, Armata Română. Sărbătorim astăzi Ziua Armatei Române, deși istoria ne învață că oamenii nu învață nimic din istorie, cum spunea Kant. Iată că un eveniment are loc în viața societății românești și aici, pe platul dâmbovițene, încărcate de tradiții, istorie și mai ales de lecțiile trecutului. Marcăm Ziua Armatei Române căci armata alături de biserică a fost unul dintre stâlpii de bază a acestui neam atât de încercat de soartă. A fost ales acest loc plin de semnificații istorice, lângă pictoria voievodului Radu cel Mare, Mănăstirea Dealul, care adăpostește capul primului unificator al românilor, capul marelui nostru voievod Mihai Viteazu. De aici a plecat Mihai Viteazu când a realizat unirea tuturor țărilor românești, aici s-a întors capul voievodului după ce a fost ucis la Câmpia Fuzii. Totodată acest loc are și adânci tradiții militare. Și nu subliniez decât faptul că aici a funcționat între anii 1912 și 1940 școala de elită a țării, Liceul Militar de la Dealul, fondat de marele nostru om politic Nicolae Filipescu. Mai mult am ales acest loc pentru desfășurarea ceremoniului aniversării Zilei Armatei, pentru că în acest an, pe 4 iunie, s-au împlinit 100 de ani de la înființarea Liceului Militar Nicolae Filipescu de la Mănăstirea Dealul și tot aici se află și monumentul eroilor, mănăstireni, ofițeri, profesori, elevi căzuți la datorie în cel de-al doilea război mondial. Pune coroană de flori, delegația garnizoanei Târgoviște. Prefecturii județului Și cum ne simțim onorați de prezența dumneavoastră a tuturor. Pentru
ține declarea comandantul Gărzii de Onoare, majorul Valentin Sărcică, locuitorul comandantului batalionului S-14 Tanzer, în coordinat în Afganistan. Fața dumneavoastră destinată drapelul de luptă al batalionului S-14 Tanzer pentru Cercel. Drapelele de identificare ale bazei 1 logistice teritoriale Carpatica, centru 188-85 lentenante, batalionul 20 transport în Bobita, batalionul 114 tank în Cercel, Cercel, depozitul 129 materiale tehnice. Detașamentul de luptători din teatrele de operații din Irak, Afganistan, Kosovo, ale batalionului 114 tank în Cercel, Cercel. Drapelul de luptă al batalionului 20 transport în Bobita, unitate NATO. Plutonul batalionului 22 transport în Bobita, plutonul batalionului 23 logistic, încheie de filare a plutonului, plutonul depozitului 167 armament. Blindatele au fost scoase în stradă. Ziua Armatei Române în județul Dâmbovița a fost marcată și printr-o expoziție de tehnică militară. Cei mici au putut vedea de aproape vehicule de luptă folosite de Armata Română în teatrele de operații, precum și diferitele tipuri de armament din dotarea militarilor români. Au fost admirate exponatele prezentate, autovehicule blindate, armamentul din dotarea militarilor români, echipamentele de transmisiuni și de parașutare. Vedetele expoziției au fost blindatele, dar micuții au fost foarte încântați și de echipamentul individual de luptă al militarilor din cadrul trupelor speciale ale armatei. Un alt punct de atracție al expoziției a fost un lansator de rachete. Roșu, luminos, așa și exact știți. Da, dar în punctul luminos nu se vede decât prin ochelarul ăsta, nu se vede cu ochiul liber, pentru că ca să nu poată fi depistat de către dinamic. Ce este asta? Tank. Și cum ți se pare? Frumos. Ce ai văzut acolo sus? Lumea. Am văzut că ți-ai cu... Poftim? Ce e acolo sus? O pușcă. Tank. Tank. Cum ți se pare? Frumos, puțin cred. Ce frumos! Și acolo sus ce ai văzut pe tank? O pușcă mare. Foarte mare.